Forțele navale din China, Iran și Rusia, țări aflate în dezacord cu Statele Unite, organizează săptămâna aceasta exerciții comune în Golful Oman, a anunțat Ministerul Chinez al Apărării. La exercițiile Security Bond 2023 participă și alte țări, a spus Ministerul Chinez, fără a oferi mai multe detalii. Iran, Pakistan, Oman, Emiratele Arabe Unite participă cu forțe navale de-a lungul strâmtorii strategice a Golfului Persic. Exercițiile programate de miercuri până duminică vin pe fondul tensiunilor sporite dintre SUA și China cu privire la o serie de probleme, inclusiv refuzul Chinei de a critica Moscova pentru invadarea Ucrainei și sprijinul continuu pentru economia rusă. China, Iran și Rusia au organizat exerciții similare anul trecut și în 2019, subliniind legăturile politice și militare tot mai mari dintre China și națiunile care au fost în mare măsură evitate de SUA și partenerii săi. Exercițiile au loc la câteva zile după ce China a obținut o mare realizare diplomatică, mediind discuțiile dintre Iran și Arabia Saudită, care au ajuns la un acord între ele pentru a restabili relațiile diplomatice depline după 7 ani de conflict. Președintele Israelului Isaac Herzog s-a adresat miercuri seara publicului israelian la televiziunea națională pentru a dezvălui propunerea sa de compromis cu privire la propunerile judiciare planificate de guvern. Premierul Benjamin Netanyahu și-a scurtat călătoria în Germania din cauza încercării de mediere a președintelui și a revenit în Israel joi, nu vineri, cum era programat. Președintele a avertizat și despre un posibil război civil. El a cerut menținerea armatei israeliene, cităm, în afara oricărei controverse politice. Propunerea de compromis a președintelui include, printre altele, dorința guvernului de a limita capacitatea Curții Supreme de a anula legile, dar nu cu o majoritate simplă, ci cu o majoritate de 2/3 de voturi. Procurorul șef al Statelor Unite ale Americii, profesor Alan Dershowitz, consideră că propunerea legislativă nu ar face Israelul mai puțin democratic. Cităm, chiar și dacă toate reformele propuse ar fi puse în aplicare, ele ar alinia pur și simplu Israelul cu Canada, Noua Zeelandă sau Australia, a concluzionat el. Comentând situația din America, unde de săptămâni întregi trezirea de la Universitatea Osbury s-a răspândit în alte campusuri universitare și în multe alte biserici din toată țara, cunoscutul cântăreț și compozitor creștin Michael W. Smith crede că se întâmplă ceva în ceea ce privește trezirea și spiritualitatea, făcând referire la numeroasele lucrări ale lui Dumnezeu pe care le vede derulându-se în generația noastră chiar acum. Dumnezeu este la lucru, a spus el pentru Christian Headlines. Sunt atât de recunoscător că sunt în viață ca să-L văd. Smith, care a fost recent în Vietnam cântând la festivalul de primăvară al iubirii, unde a fost invitat de misionarul Franklin Graham, a spus că vede de asemenea semne de renaștere spirituală care se derulează pe tot globul. Dar el a subliniat în mod special numeroasele evenimente din America ce l-au bucurat enorm, inclusiv popularitatea filmului serial The Chosen și trezirile spirituale puternice care au izbucnit în campusurile universitare luna trecută. Smith a admis că este posibil să se înșele, dar toate semnele indică spre o trezire cu care noi toți suntem contemporani. Republica Georgia a cunoscut în ultimile zile cele mai mari demonstrații din ultimii ani. Motivul principal al protestelor a mii de cetățeni este proiectul de lege privind agenții străini. Potrivit unor surse din țară, această lege ar avea ca efect reprimarea dizidenților guvernamentali. Deși guvernul, condus în principal de o coaliție social-democrată, a anunțat retragerea legii, tensiunea continuă din cauza incertitudinii privind statutul candidaturii țării pentru aderarea la Uniunea Europeană, care este o problemă importantă pentru georgieni. 81% din populația Georgiei este în favoarea aderării la UE. Mai multe comunități evanghelice din Georgia au vorbit public împotriva acelui proiect de lege care le-ar afecta pe deplin, întrucât unele biserici și confesiuni primesc finanțare de dincolo de granițele țării. Președintele Uniunii Bisericilor Evanghelice Creștine Baptiste din Georgia, Gia Candelachi, subliniază, cităm, nu suntem de acord cu acest proiect de lege. Noi nu ne amestecăm în politică, dar dacă această lege va fi votată, ne va afecta pe noi. Avem parteneriate cu biserici și organizații din afara țării și am putea fi etichetați ca agenți străini. Rugați-vă pentru noi, încheia citatul.